Stimată doamnă ministru, vă supun atenției situația de la barajul Runcu, județul Maramureș, județ pe care îl reprezint în Parlament și care reprezintă o investiție extrem de importantă în ceea ce privește satisfacerea necesarului de apă potabilă în zona de nord a județului pentru toate localitățile din aval și acoperirea unor cerințe suplimentare de apă pentru zona Baia Mare-Baia Sprie. În privința municipiului Baia Mare, situat la confluența afluentului râului Firiza cu râul Săsar, cerințele de apă potabilă și industrială au fost și sunt în prezent asigurate din resursele de apă ale râului Firiza, regularizate prin acumulări și derivații, lucrări ce fac parte din Planul General de Amenajare pentru folosința complexă a bazinelor Firiza-Săsar. Planul cuprindea lucrări la sistemul hidrotehnic Baia Mare, dat în exploatare în anul 1965, și sistemul hidrotehnic Runcu-Firiza, a cărui scop era suplimentarea cerințelor de apă potabilă din zonă prin regularizarea și derivarea debitelor râului Mara în acumularea Firiza. În etapa a doua, sistemul avea prevăzut construirea barajului Runcu pe râul Mara, investiție ce ar trebui să fie finalizată în anul 2020. În momentul actual, gradul de execuție a proiectului baraj Runcu este de 75%. Valoarea acumulată a investiției până la sfârșitul anului 2017 este de 304.262.000 lei, TVA inclus, iar necesarul de finanțare pentru terminarea proiectului la termenul propus ar fi de aproximativ 155 de milioane de lei, adică o medie de peste 50 de milioane de lei în intervalul 2018-2020. Ori, doamnă ministru, în ultimii 7 ani, ministerul a alocat 70,4 milioane de lei. Rezultă la un calcul că în ritmul acesta lucrările vor fi finalizate în 16 ani. Consecința continuării politicii de subfinanțare anuală a investiției ar duce la deteriorarea lucrărilor executate și creșterea costurilor de execuție. Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală Someș-Tisa, a cerut alocarea pentru 2018 a sumei de 50 de milioane de lei, însă până la această dată nu se cunosc fondurile cuprinse în alocația bugetară pe 2018. Având în vedere cele expuse, vă rog, doamnă ministru, să priviți cu maximă seriozitate către această investiție și să alocați în 2018 sumele cuprinse în fundamentarea bugetară. Vă solicit, doamnă ministru, să-mi prezentați planul multianual de finanțare a lucrărilor de la barajul Runcu și strategia prin care veți recupera întârzierile la lucrări acumulate în ultimii 7 ani. De asemenea, vă rog să-mi prezentați în linii mari care este programul Guvernului de limitare a pierderilor de apă potabilă în industrie, agricultură și consumul casnic. Vă mulțumesc!